Inundațiile din județele Galați și Vaslui au devastat mii de gospodării, dar mulți locuitori nu au asigurări PAD, așa că speranța le rămâne doar în banii dați de la guvern sau din economiile proprii strânse. Specialiștii în domeniu spun că în mediul rural oamenii nu-și fac mai deloc asigurări PAD. În sistemul de asigurare PAD, în mod normal, dacă sunt asigurați la asigurarea minimă, ar obține între 10.000, maxim 20.000 de euro în raport de ce tip de imobil dețin. Din păcate, gradul de asigurare rural este foarte mic. De ce nu se asigură? Probabil că sunt zone de sărăcie foarte mare. Unitățile administrativ-teritoriale nu fac suficient de mult pentru conștientizarea acestor riscuri. Nu sunt clarificate zonele de risc în mod special și atunci oamenii, neavând banii necesari, chiar dacă sunt sume absolut derizorii, 50 de lei sau 130 de lei pe pragul nou, nu se asigură. Cam câți sunt asigurați în mediul rural? Procentul variază de la județ la județ, dar sunt sume foarte mici, sunt procente foarte mici în total. Avem 5%, avem zone sub 3% și cea mai bine asigurată zona e Bucureștiul, care e o zonă urbană, unde avem până în 20%. Fondul e în creștere, iar sumele plătite cu titlul de asigurare sunt mici. Dar iată, anul ăsta probabil că, în contextul dezastrelor și inundațiilor care s-au petrecut acum, va crește și gradul de asigurare, dar din păcate cei care au suferit deja consecințe nu vor reuși să-și acopere pagubele la acest nivel minim măcar. Avocatul Alexandru Păun mai spune că în mediul urban oamenii își fac asigurări, chiar și pe cele facultative. Această asigurare este obligatorie, asigurarea pentru dezastre, PAD-ul, care este obligatorie și pentru a încuraja încheierea acestor asigurări la vânzare, la transferul drepturilor de proprietate, ești obligat să prezinți notarului acest act. Însă, pentru că zonele rurale nu au nici transferul de proprietate, sunt depopulate, evident că nu funcționează aceste metode de încurajare. Și atunci, din păcate, soluțiile pentru rural sunt inexistente. Asigurarea facultativă, bineînțeles, oricare dintre noi o putem încheia. În general, o încheie tot persoanele care au imobile valoroase și care dispun de banii necesari. Sunt clauze și condiții, să zicem, unele chiar favorabile, adică îți acoperă bunurile mobile din casă la o anumită valoare. Însă și nișa aceasta este întotdeauna accesată de persoanele care au venituri bune, mediul urban, în special Bucureștiul, iar restul țării, care în general este afectat de inundații, cutremure sau PAD-ul asigură și inundațiile, cutremurile și alunecările de teren, evident, acolo întotdeauna suntem în minus. Societățile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuință care nu are încheiat în prealabil o asigurare obligatorie PAD.